Situată în Etiopia. Etiopia e o țară cu o istorie foarte veche, una dintre cele mai vechi, de fapt, cred că cea mai veche în Africa. Și în ce privește sabatul, a fost ultima țară, cea mai târzie țară care încă păzea sabatul la nivel național. În urmă cu 3 ani, lucrarea s-a deschis în această țară. Iar acum avem aproximativ 700 de membri. Cei doi frați care sunt îmbrăcați în costume negre sunt cei doi predicatori pe care îi avem în Etiopia, iar cel cu care căruia îi strâng mâna tocmai li se dăduse binecuvântarea de presbiter. Aici eram la o conferință. Aici eram sabat la o conferință. Au pus un acoperiș de pânză și acolo un ceașaf sau o altă pânză pentru proiectare. Și vreau să vă spun câteva cuvinte despre Etiopia. E o țară foarte săracă, cu oameni foarte nobili. De obicei, când mergem în țări, în Africa, au tendința să-ți povestească despre nevoile lor, să te determine să le oferi un ajutor. Și personal, și ca biserică. Dar ei nu au cerut niciodată. Mai ales predicatorul care traducea pentru mine, care este următorul ultimul spre stângat aici, de fiecare dată când ofeream un ajutor sau vreau să ajut pe cineva, el spunea, nu, mai bine ne ajutați să înregistrăm biserica în Etiopia, că odată ce o înregistrăm, vom avea posibilitatea să avem școli, să avem anumite instituții care ne vor ajuta să ne autosusținem financiar. Vedeți, culoarea lor este neagră, dar puțin diferită. E un negru mai maroniu în comparație cu alte țări în Africa. Și e interesant că fratele din mijloc, care pare pentru noi că e cel mai închis la culoare, nu? Odată am povestit despre un alt frate, de acolo din Etiopia, și cum eu nu-mi aminteam numele, el, ca să-mi descrie mai bine, a spus, fratele ăla negru. Și v-am incluis că n-am putut să-l identific nici atunci, că pentru mine toți erau la fel. Dar mi-a spus, fratele negru, pe care l-ai văzut acolo, el e fratele respectiv. Așa e și câteva poze, la ei apa e foarte prețioasă și ceva țări bogate au investit în fântâni prin toată țara. Și aici vedeți măgari și oameni cu bidoanele galbene, veneau să ia apă și stăteau la rând, cum vedeți aici mai bine. Acolo era ca o oază de apă. Oază verde și o fântână de la care veneau și luau apă și așa era continuu. În timpul zilei, oamenii stăteau la rând la apă. Era aici pe șosea asfaltată, tot felul de animale. Aici sunt, nu știu dacă puteți identifica, casele, roturile, acoperite cu paie. Sau tufăriș, cum spunem. Erau roturile, o singură cameră, și în camera respectivă aveau părțit cumva prin ca niște perdele, tot așa lucrate din paie. Eram într-o parte dormitorul, într-o parte era staul de animale, chiar acolo în casă. Și în mijlocul casei era bucătăria, adică un foc cu pietre pe care își puneau cutii din conserve, unde fierbeau fasole, fierbeau cafea, fierbeau mâncarea lor, fără tun, fără nimic. Era un foc, fără coș de fum. Tabacul era tot afumat, dar așa sunt condiții.
turistele acolo. Acesta este un taxi cu o motoretă. Iar aici este un mijloc de transport public. Aici este un călăruș foarte mic. Deci nu se vede acolo. Erau o greutate foarte mare. Aici am oprit undeva pe drum. Eram foarte prăfuit. Veneam dintr-o vizită foarte lungă, sus în munte. Și vindeau pe drum pătrăgele și roșii, iar aici pepe. Și când am văzut pepe, era atât de sete și atât de mult am dorit să numim pepe, că i-am rugat să oprească, dar mi-au cerut să nu cobor din mașină înainte să cumpere. Că dacă coboram înainte, încasau mai mult pe pepe, pentru că mă vedeau altfel. Au oprit mașina puțin mai departe, au cumpărat ei pepenii și după aceea am coborât să fac poze. Și când m-au văzut că am coborât și au văzut că sunt calm, mi-au dat un pepene gratis. Spre uimirea fraților. Vedeți ce înseamnă prejudecata? Mi-au dat un pepene gratis. Aici, din nou, un mijloc de transport public. Omul și-a cumpărat un animal de la piață și transportat spre casă. Iar aici, după acea călătorie, m-am întors acasă la Pastor, în capitală. Și acolo, unde vedeți, părătuța aceea era dușul. Și țeava o mică, da? Care, prin care era transportată apa. Aici, corul din Etiopia a venit să cânte cu acea ocazie. Cântă foarte frumos și, vedeți, dau foarte mare importanță corului. Sunt îmbrăcați cu o uniformă specială. Și cu acordeon, nu? Foarte frumos. Iar aici sunt eu cu fratele Pastor, traducător. Pentru că nu avea loc în casă, în casă închiriată, făceam adunările afară, iar oamenii erau așezați pe iarbă. Aici, din nou, corul. Da. Aici eram la un program de examinare pentru botez. S-au botezat câteva persoane, iar frații îmi spuseseră că botezul urma să aibă loc într-un râu. Iar noi, ca întotdeauna, luăm măsuri pentru siguranța candidaților pentru botez și acolo, în timpul examenului, am chemat pe unul dintre candidați în față să demonstrez botezul pentru toți cei care asistau. Și le-am spus că o să introduc în apă cu capul spre direcția din care curgea râul, ca nu cumva să le intre acopena sau, mă rog, să fie mai, să se facă mai în siguranță. Și când am ajuns acolo, acesta era râul. Nu curgea nici din stânga, nici din dreapta. Era o băltuță. Când am intrat în ea, ne-a intrat picioarele în mol până la genunchi. Și acesta era râul de care mă temeam eu. Iar aici sunt frații, așteptau să înceapă programul pentru botez. Iar aici e mulțimea de frați care au rămas pentru după amiază la program. E interesant să-i vedeți cât de atenți stau la program ore și. Dacă nu ar obosi cel care vorbește, ar sta continuu. Nu se plictisesc. Cum? Nu se plictisesc. Nu se plictisesc. Și mâncarea pe care o mâncau la amiază, ca să stea și pentru după amiază, erau boabe de soia puțin coapte. Puțin coapte. Deci mai mult crude. Am mâncat și eu câteva, nu am putut să le mesc. Atât de tare era. Dar ei erau fericiți. O bucată de pâine. Și îmi pare rău că nu am aici poze și video cu două nunți la care am participat acolo. Se aștepta tot aici, ca aici, se face programul al doilea. Cum se făcea înainte, nu? Primul program și al doilea. Stau și cântă și așa de bucuroși. Și fac un program foarte special pentru aducerea tortului. Și eu eram foarte interesat să văd ce tort aduceau. Și toți bucuroși acolo, că vine tortul, vine tortul. Și când a venit, era o pâine. O pâine rotundă, mare, crăpată, că probabil au greșit rețeta. Dar era o pâine albă, mare.
mâncarea lor obișnuită este ca o clădită foarte acră. O mănâncă la fiecare masă. Eu n-am putut să o mănânc. Doar puțin am gustat ca să vă cum e. Și pâinea pentru ei e foarte specială. E ca tortul pentru noi. Nu pentru noi, dar noi nu mâncăm tortul, dar pentru cei care apreciază tortul. Și au făcut ceva special și i-am învățat eu că ei vreau să rupă din mine și să mănânce. Și am zis eu, nu, ăsta e tortul, trebuie să-l tăiați așa frumos. Și atunci am învățat eu cum să tai împreună pâinea și cum să-și dea unul altuia să mănânce cu mâna, cu mâine așa, crocișată și așa au făcut foarte frumos. Le-a așa aici oricum. Sunt și eu acolo în poză, dar vreau. Da, să vezi, să vezi. Așa. Și acolo mi-a zis să mă ridic în picioare, să mă văd mai bine, dar acopeream cu acinci în spatele meu. Ei sunt mai micuți. Și aici grupa de lucrători și doi bătrânei, pionieri ai bisericii. A fost interesant felul în care ei au venit la biserică. Au o experiență deosebită, dar nu avem timp acum să o menționăm. Aceasta este o biserică în construcție, undeva pe deal. Iar aici s-au adunat oamenii. De câte ori văd o persoană albă, se adună în jurul mașinii și vor să-l vadă, vor să-l atingă, vor să-l urechească. Și undeva în depărtare au văzut ei pe omul acesta, și a spus, uite, tânărul ăla e membru în biserica noastră. Și a venit mai aproape să-l salut. Și când m-am uitat mai bine, avea un tricou de la Federația Română de Fotbal. Vedeți acolo? Era Federația Română de Fotbal. Undeva în munte, într-un sat pierdut de lume, cineva purta un tricou românesc. M-am simțit bine. Bun. Aici, e o poză făcută în Albania, cu ceva timp în urmă, acum vreo 2 ani. Băiatul de aici, care este așezat, este traducătorul. El e unul dintre contactele cele mai serioase. Vine mereu să le traducă, merge la biserică, e student în orașul în care avem noi biserica. Și despre el vă spuneam că a adus alți tineri la adunare. Aici suntem în familia lui, aici este tatăl lui, sora lui și mama lui. I-am vizitat și de data aceasta, sunt foarte impresionați, foarte interesați în a studia și misionarul nostru îi vizitează regulat ca să le dea studii biblice. Aici suntem noi, tineri de aici din România, de la Marca și de la Budăi, de la... așa? Și Cristi de unde? De la Făgăraș, nu? Da. Au venit să ne ajute în lucrarea din Albania. A fost o experiență foarte plăcută, deosebită. Mai ales să fiu și eu printre ei acolo. A fost foarte frumos. Aici cântam o cântare. Iar aici un grup care s-a adunat pentru evangelizare. Câteva oameni. Aici din nou. Acest băiat de aici a tradus pentru mine, pentru evangelizarea aceasta, traduce puțin mai bine decât celălalt. Iar aici, a doua oară când am mers, și am făcut acel program de motivare a tinerilor, a oamenilor să nu folosească droguri, aici prezentam eu tema mea, protectorul, iar aici este o fotografie cu doctorul care mi-a ajutat să facem prezentările din punct de vedere medical, în limba albaneză. L-am cunoscut când am vizitat prima oară și a rămas un prieten bun al nostru. Nu este interesat în religie, dar măcar ne ajută cu evanghelizările. Aici din nou cântam și acesta este spatele fratelui Iulian. Așa dat, cum vedeți. Aici era un mesaj care spune, spuneți nu drogurilor și Biserica Adventistă de ziua 7-a Mișcarea de Reformă. Așa arătau tricourile pe care le-am purtat.
purtat în timpul evanghelizării. Am ieșit prin oraș să distribuim invitații și aveam, purtam aceste tricouri cu acest mesaj. Aici e Mexico, Mexic. Am vizitat un grup undeva tot așa departe în munți și pentru că erau atât de mulți copii în adunare, le-am spus o poveste înainte să încep tema pentru adulți. Iar aici, călătoriile mele prin Mexic, am făcut prin Mexic, am întâlnit o doamnă care vindea piersic și am cumpărat câteva. Iar aici am găsit porumb copt. Se vindea pe stradă, într-o pungă foarte cald și am oprit să cumpărăm câteva. Aici eram împreună cu președintele grupului și președintele Uniunii Mexicane. Iar aici am făcut o poză cu măgăruș. Așa arată măgarii mexicani. Iar aici am și un video cu un frate venea de undeva de la câmp pe cal și l-am rugat să-mi permită să călăresc puțin calul. Cam așa călătoreau misionarii înainte. Iar aici eram la adunare sâmbătă, tot în Mexic, și aici câteva poze cu frați. Unii erau atât de mici, că atunci când mă îmbrățișau, mă strângeau de picioare. Iar aici vedeți copilul acela cu microfonul în colț? Are 6 ani. Avea 7 ani. Dar la programul copiilor a ținut un studiu, a prezentat un studiu așa de frumos, așa de serios, cu apelul la tine și, vă spun, m-a impresionat în mod deosebit. Iar acest copil are tot așa, în jur de 7 ani, părinții lui sunt penticostali și el e bine singur la adunarea noastră. Și la fel foarte serios, predică foarte frumos. Iar aici făcea o rugăciune de consacrare, vedeți? Acest copil s-a rugat cu toată puterea pentru consacrare. Aici e președintele de Uniune, președintele de grup, care m-au asistat în lucrarea de acolo. Aici un bătrân de 82 de ani a venit și mi-a spus că ar vrea să citească și el Biblia și să se boteze, dar nu vede. Și am invitat pe un lucrător să-i fac cunoștință cu el, să îi dea studii biblice. Foarte interesant. Iar aici o adunare cu toată tinerii, s-au strângut și câțiva adulți, fără permisiunea noastră, pe acolo. Dar adunare foarte frumoasă. Aici, în Statele Unite, un botez a unei tinere, care a terminat liceul la vârsta de 16 ani, iar acum e la universitate, studiază foarte mult. În America poți să iei anumite subiecte, câte subiecte vrei pe semestru, iar ea are, nu știu cum să le gândesc aici, ca să primească multe credite, a luat multe subiecte. Dar în același timp merge și la școala misionară. Școala misionară pe care o avem acolo e școala misionară mobilă. Școala se plimbă după studenți și nu studenții după școală. Acolo unde sunt cel puțin 6 studenți, noi ca profesori ne deplasăm să le predăm. O săptămână la fiecare 3 luni. Și astfel pot învăța multe lucruri, pot învăța cum să fie folositori în lucrarea lui Dumnezeu. Aici se mânca după botez. Nu se mâncau frații, se mânca mâncare. Aici este predica de primire. Fratele Marian Dunință, dacă o cunoașteți, botezul a fost în câmpul în care lucrează dumneavoastră. Aici este soția fratelui Marian. Iar aici din nou. Din nou fratele Mexican. Aici e Arkansas, o conferință. Cineva aici vreau să o cunoască pe sora Elena. Urs. Da. Era într-o tabără, o conferință. Acolo, dacă vedeți, e fratele Iulian Fibano. Era câmpul lui. Am vizitat cu ocazie de acolo și ne-am bucurat foarte mult. Aici erau câțiva tineri, practicau o cântare. Iar aici o discuție între cei mai bătrânei, muscuri biblici. Aici ne întoarcem în Albania, unde am vizitat acum 2 săptămâni. Eram pe terenul traducătorului, părinților lui. Am
câțiva pepe din grădină și am făcut o poză de porumb. Iar aici v-am spus aseară despre acea familie, despre acea familie pe care am vizitat-o și cu care am avut un studiu biblic și dumneavoastră ei a chemat celelalte persoane ca să studieze de asemenea. Iar aici eram în adunare, acum avem o adunare mai mare, chiriată în Albania, cu același preț și în centrul orașului. Foarte frumos. Iar aici cântau tinerii, foarte frumos. Am fost impresionat, am avut și o masă de fructe. Acesta este lucrătorul care lucrează în Albania și aici este soția lui. Au învățat acum doi albaneză, soția știe mai bine decât el și au un succes foarte mare. Cine vorbind limba lor e foarte bine. Cine e român lucrătorul? E român. E român, dar au învățat albaneză, ceea ce e impresionant. Bun, îmi pare rău, dar nu mai am timp. Frații m-au observat și l-am inițiat. Că se termină timpul. Vă mulțumesc pentru atenție. Putem continua și tu. Da. Dacă cineva are întrebări, mulțumesc.